DAUA a semnat cu FCSB pentru 2 plus 3 sezoane. Suma de transfer o știți de la Iftimie. Salariul lui cât a avut el. Așa. O clauză de reziliere, adică de 20 de milioane de euro. Așa pun eu. 20? Da, păi eu așa vreau să fiu. Da, bă, da, uite aici așa scris. I-am scris, uite aici am scris. Da. Scris așa, da? Că aici a scris voi că da, oameni, știu ce. Și eu am scris aici, uite. 20 milioane euro, ta vreau să iau eu pe ăla. Tavi, 50, 100. A fost... El are încredere, a zis, da, domnule, eu am încredere și gata. De ce v-ați hotărât la el? V-ați zis ceva cu CFR-ul să nu bifure din astăzi lui Rotaru? Deci, am avut o convenție cu Rotaru că el nu ne... Adică el, dacă vrea un jucător, eu să nu mă bag. Deși eu am vrut de mult să-l iau. Dar el m-a sunat, Gigi, aveam o convenție. Da, mă țin de cuvânt. A stat 3 săptămâni, ce au negociat, ce n-au negociat, i-a făcut Botoșanu ultimatum, mi-a dat ultimatum, eu i-am spus, bă, nu mă bag. Dar într-o seară m-a sunat finul meu, care mi-a spus că impresarul lui Daua negociază cu CFR și atunci a zis, bă, că să le ia CFR, îl iau eu. Și atunci noaptea aia am zis, bă, iau noaptea asta. Și la 11 noaptea, nu știu, 12 noaptea, atunci am semnat. Acum, pe loc. Că eu nu vreau să risc. Dar nu l-ați mai anunțat pe domnul Rotaru, măcar așa de... Păi ce să-l anunț? Să zic, băi, stai puțin că... Ca să nu vă supărați. Dacă ne supărăm, ne tăiem nasul. Ce să facem acum? Dacă nu, care treaba? Păi și... Nici el nu prea s-a ținut de cuvânt. Că jucau la mișto cu CFR. Deci... Ce să mai... Dar a intrat transferul vreun impas în această perioadă? Că au tot fost discuți că vine, că nu vine. Impas, nu, n-a intrat în impas. Eu vreau să dau 10.000, nu? Și el pur m-a luat cât a avut. A venit și cu frate, a venit și cu rude de ale lui. Ta-la-la. Ce să mai zic? Bă, dacă, ca să-i demonstrez că vreau să-l iau, i-am dat cât a avut el. Salariu. Acum, să nu credeți că a avut pretenții de extraordinare. Nu, au avut pretenții, adică de bun simț. Nu a fost, că dacă era ceva, la revedere, dar nu a avut niște pretenții de bun simț. N-a fost un om, fratele lui, care n-a fost un om care a zis, domne, niște pretenții extraordinare, adică ca să... absurde. Mă, niște pretenții pe care n-am acceptat. Și asta a fost situația. Ce v-a impresia? Adică, estime că dacă nu dă băiatul randament, îl ia înapoi cu aceiași bani, o garanție. Cine mă dă că 20 de milioane pe el, mă? Ți-ai echipa națională, înțelegi? Păi, în primul rând, că scot banii când te-am dat lui Iftimie, îi scot banii de la echipa națională, că el o să ducă la campionatul mondial și nu iau bani înapoi. Numai de acolo scot banii. Deci dacă scot banii numai de acolo. În primul rând. În al doilea rând, e mai greu să găsești acum fundașii. Că eu spun ceva. Eu luam mai de mult. Dacă nu mă influențau alții, că nu, domne, că ta-la-la, că ta-la-la, că construcție, că nu știu, eu luam... Eu am pus ochii pe numărul 5, nu știam cum cheamă. Când ați pus ochii pe? De acum... 8 luni, 9 luni. Când juca CFR, de exemplu, cu Botoșanu sau Botoșanu cu Craiova, îl vedeam pe el, vedeam numărul 5. Și tot am, bă, cine este numărul 5? Că eu tot timpul îl vedeam, eu deși fundaș central, eu îl vedeam, credeam că e mijlocaș, că el tot timpul ataca, tot timpul deposeda în față. Adică e... Înțelege? Adică e... Că spuneam, dom'le, că îl luam eu mai de mult. Da. Și acum... Nu l-am luat. Mai ce ceva e... Ce? Ce? Păi cine? Păi cine? Cine? Dumneavoastră. Păi eu creștin, e creștin, mă. E creștin, eu nu știam acum mi-a zis el. Deci neștiind și tot... Neștiind, păi da. Când este unul de-mi place mult, nu mă țin cont. Deci e un semn. Păi dar nu, nu mă țin cont. Ce v-a plăcut cel mai tare la el? Putere, forță. Și am spus,
bă, nu vreau de la un fundaș central, măcar să nu am emoții de la corner. Asta vreau măcar, bă, nu vreau să fii super. Bă, dar măcar dă cu capul, că nu dă cu capul în fața lui nimeni. Asta vreau măcar de la un... Cum era Sucala. Bă, Sucala nu dădea cu capul, nu era foarte... Dar bă, dădea cu capul, nu dădea nimeni în fața lui. Asta face el, dar bă, are și mult mai puternic decât Sucala. E foarte puternic. Mai... Și spun o chestie. Vă spun ceva. O să vedeți că el... Sunt jucători care când vin la noi, scad. El va fi un jucător care va fi mult mai bun la noi decât la Botoșani. Așa cred, adică e foarte puternic și fotbalist. Și cred că va fi mai bun la noi. Georgianul acela, despre care s-a vorbit? Păi dar nu mai acum, că era... Am aruncat-o și eu așa, ca să nu aibă el pretenții foarte mari. Ca să se sperie și să se mișe. Da, păi dar nu... Și am zis și eu așa, nu? Dar este, într-adevăr, avem negocieri cu Georgianul, numai că... El nu este comunitar și mie nu-mi convine să plătesc 70% taxe. Altfel îl luam, că și el a tot așa, era pretenții de 15.000 de euro, e echipa națională a Georgiei, deci e fotbalist, are 1.96 și e posibil să-l luăm, vedem, nu știu. Și fundașul acela? Mai avem și încă un grec. Dar acum nu mai mă interesează, am luat doi. Am luat pe cei mai înalți din România, fundaș central, că-ți dea cu cap. Că asta vreau eu la fundaș central, dă cu cap. Deci... O să am emoții la cornere. Asta vreau. V-ați acoperit acum. Sunteți Cate liniștit. La revedere nu mă mai interesează. Dacă o să fie un atacant, bine, nu... La revedere. Când am avut fundaș central niciodată, de câțiva ani. Noi nu am avut fundaș central. Nu am avut. Acum avem fundaș central. V-am spus, fundaș central, măcar, vă dau, dă cu capul, măcar... Nu... Credeți că acesta a fost motivul pentru care nu ați câștigat? Pe care mă, că campionatul noi l-am câștigat. 8-ai gol, mă refer la ultimii. Nu, ultimii, tot timpul a fost mai ghinioane și așa, am luat cu Iași atunci, am 10, am luat gol, ne-a dat gol. Pistea ne trebuie un egal. Cu Gica am avut 1000 de ocazii, am luat atunci. Votare, nu știu, tot așa cu Dinamo, am venit 95 și trebuia să facem un egal, ne-a dat gol, l-a făcut la 11 metri de a muri. Deci numai din ghinioane. De n-am la campionat. Acum e valoroasă, prea valoroasă echipa, nu mai stă după noroc sau ghinion. E echipa prea valoroasă. Asta mi-a trebuit afundat și intrat și cu asta voastră. Ne puteți spune despre Toni Petra și situația contractuală, că s-a vorbit de Marescroitorul, de ce, cum ați ales Reghe, ați discutat la un moment dat? Eu v-am spus de la început. Că Toni Petrea, de acum tot vă repet și în toate interviurile, Toni Petrea e antrenor. Toni Petrea nu-l dau afară că a câștigat campionatul. Că l-a câștigat. Așa, Toni Petrea, voi tot, ba Croitorul, ba Reieca, ba nu știu, tot speculați. Treaba voastră, eu ce să vă fac? Eu ce vă pot face eu vouă? Dacă eu v-am spus Toni Petrea de 100 de ori și voi tot întrebați. Ce întrebați voi așa? Pentru ce mai voi întrebați? A? Pentru ce m-ai întrebat? Ați discutat ceva cu Regeca de când a plecat? Că a apărut această informație de la Craiova? Nu. Ideea aceasta, bă. Păi eu am discutat cu prieten cu el, dar n-a fost vorba de așa ceva. N-a fost vorba de așa ceva. Am vorbit cu Regeca și am spus, băi Reghe, omul a câștigat campionatul, eu pot să-l dau afară? Sau, de exemplu, că nici n-a cerut el asta, sau eu, vorbind. La modul general vorbeam, ca el să înțeleagă că am antrenor. Sau cum să poți acum să-l pui pe Toni Petrea să ce, să fie secund? N-ai cum, pentru că omul e principal, de că lua campionatul, nu? De vândut, vindeți pe cineva în această vară? Niciodată pe mine nu m-a interesat să vând. Băi, v-a mai interesat vreodată să vând? M-a interesat? Să câștig, să fac performanță, să iau sume mari. Nu mai... Niciodată n-am fost disperat să vând. Adică nu a fost un club de vânzare. Dar vând tot. Dar nu-i... Pot vând. Dar nu e, domnule, disperat, trebuie să vând. Că nu sunt la tancioc să vând aici. Eu sunt la fotbal, fac fotbal. Că dacă ați fac fotbal, trebuie să vând. Dar nu sunt disperat să vând. Deci că am bani. Bagă la mine bani. Ne gândeam că poate mai veni vreo ofertă. Nu sunt disperat. Eu vând... Păi de-aia vând scump. Pentru că eu nu sunt disperat de bani. Eu am bani, bag banii mei.
Dar ne puteți spune care e cea mai mare ofertă dacă a venit pentru Tavin Popescu? Din ce ați primit până acum? Se apropie vreo oră? N-a venit nici o ofertă de niciun ban pentru Tavin Popescu. Deci să-și vadă de joc. Păi aducă o ia plasma când aude de atâtea informații că nu alte echipe, mă gândesc. Păi tata, n-a venit nici o ofertă. Nu știu, spune lui să-și vadă de joc. Spune tu, că n-a venit nici o ofertă, vezi de joc. Bun, spune tu. N-a venit nicio ofertă pentru Tănase. Deci pentru... A fost o ofertă de 2 milioane pentru Tănase de la Ferencvaros. Care a zis că nu. Vă gândiți să țineți toți jucătorii vara asta ca să intrați în Conference League? Până nu mai se vorbește acum de vânzare. Nu știu ce tot vorbiți de vânzare. Că nimeni nu discut de vânzare. Nu m-am interesat să vând la ora asta. Cum să vând la ora asta? Păi ori fac fotbal, orice fac. Vând, vând. Dacă să vinzi, trebuie să faci fotbal. După aia să vinzi. Da, ca să vinzi pe Tavi Popescu, ca să iei 50 milioane, iei! Dacă vrei, acum nu-ți dă nimeni. 2-3 milioane poate să-ți dă. Poate dacă juca mai mult și la echipa națională. Nu contează, mă, bă, Tavi Popescu, trebuie să mai stea minim 2 ani ca să iau eu 50 de milioane. 2 ani. Adică la un Champions League grupe și asta, înțelegi? În ce relație mai sunteți cu Edi Ordănescu? Pentru că ați fost unul dintre cei care l-ați admonestat acum. Bă, vă vezi, spun ceva? Eu nu sunt în relație, eu mi-am spus o părerea. Eu am spus părerea mea. Cum spune și el, cum spune fiecare om de fotbal, mi-a spus părerea, m-a întrebat. Și am trebuit să spun părerea eu. Părerea mea este că omul prin faptele lui, adică orice om o vezi prin faptele, tu ce faci? Televiziune, cameră, cum filmezi, cum nu filmezi. Filmezi bine, dai bine la televizor. Orice om e fapta lui vorbește. Nu că vreau, lasă eu sunt bun reporter. Păi să vedem ce ai făcut. Și atunci ca antrenor, eu sunt bun antrenor. Păi dă-mă, să vedem ce ai făcut. Dom'le, că deputare ești, pe mine nu mă deranja. Preaba lui. Păi da, dacă când spui, adică, când spui niște vorbe, sunt și eu în fotbal. Dacă spui, eu mi-am asumat tot timpul răspunderea cu bărbăție. Păi dacă nu vorbea cuvântul ăla bărbăție, nu mă interesa. Bă, dar tu spui bărbății. Bă, bărbății, hai la revedere, am plecat. Asta înseamnă bărbăție. Cum e? Păi cum e bărbăția? Că îngropi echipa și stai, asta e bărbăție? Dacă nu spunea cuvântul, bă, nu mă interesa treaba lui. Dar nici cu Anghel Iordănescu nu ați vorbit? Lui mai dau mesaj așa, că, dar în glumă, ca să râd, știi că... Sunt prieten cu el, înțelegi? Păi mai eu acum m-a supărat băiatul lui, normal, am zis, dar trebuie să înțeleagă și ei, că și fac parte din viața publică, dau și eu cu părerea și trebuie să știe și ei că, bă, dacă faci selecția care o faci, că nu vreau să dau nume, te așteaptă că ei trei, nu? Că Hagi are dreptate, noi avem, dar trebuie să aducem, trebuie și mai ales Piturcă a dat un interviu, am văzut. Bă, trebuie să pui în funcție jucătorul, în funcție de ce joacă el, cum joacă el, cum să-l pui, cum, unde să joace. Nu? Și e vinovat el. Și după aia și ăștia, că n-a avut votare, că federație. Bă, mie în viață, tu dacă vii la mine, bă, spune, ce ai făcut? Uite, a venit Daua, nu? L-am luat eu direct de acolo, din ce țară este? Din Camerun, l-am luat din Camerun? Nu! El ce a demonstrat? Botoșan, 4 goluri cu capul, puternic, dat cu capul în apărare, fapta lui l-am luat. Trebuie să demonstrezi în viața ta, bă, ce ai făcut tu în viața ta? Buller, mă, ce ai făcut tu în viața ta? Păi n-am făcut. Păi ce vorbim aici? Fotbal, nu? Ce ai făcut tu la fotbal? Cine a făcut? Gică Popescu, Hagi, Ilie Dumitrescu, unde sunt aia? Nu e niciunul fotbal. Cine? Stoichiță? Băia bun! Dar nu prea are treabă. Ce a făcut în viața? Arată ce ai făcut. Mie dacă nu demonstrezi, n-ai, mă. Fapta ta îmi vorbește mie. Păi, spun că au calificări pe la tineret, pe calificări la echipa mare. Tu te văd aici, bă, lasă-mă în pace. Aștepta să mă susțină mai multe cluburi în acest demers. Nu cred, nu cred. Bă, nu cred. Bă, nu cred. De ce? De ce? Păi, dar nu, păi, dar...
7 ticlouri, 2 chiloți, 3 bocanci, o minge și 17 lei pentru gazon. Și 2 porți. Sau 4 porți. Ană și o plasă. Mită. Mită au? Mită au vrut? Mită au! Păi dacă n-ai făcut, mă, nimic, pe ce-l votez? Spune, pe cine ești? Bă, arată, m-a făcut asta, 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 asta. Ce-ai făcut? N-am făcut asta, 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 asta. N-ai făcut, bă, ce să cauți? Să vă, să candidezi. Și acum nu mai mă candidează nimeni. Adică noi nu mai avem voie acum să mă candideze nimeni. Chiar dacă vine un om special, nu mai ai voie să candidezi. Că de ce? Păi tu ești fotbalist, n-ai fost președinte 5 ani. Adică, toată lumea. Care nu, dar nu trebuie să fi fost în fotbal, nu știu câți ani, a băgat în statut. L-au acaparat. Ei au acaparat ce nu e al lor. Ce e al nostru și bagiocoresc toată elita fotbalului bagiocorită, e în afară. Și ei care n-au nimic ca ei cu fotbalul, ei sunt conduc fotbalul. Păi după aia vrei rezultate, păi Dumnezeu nu vede. Păi bă, voi toți ăia în elita fotbalului, voi ați dat afară pe toți, sunt în afară și voi care nu ați făcut nimic ca voi și după aia vreți rezultate. Păi nu există toate rezultate, n-ai cum. Și Stochiță, el este comandantul fotbalului. Să mă ierte Stochiță, ca băiat, jos pălăria, ca om, jos pălăria. Bă, da, n-ai mă Stochiță tu cum să fii tu comandantul fotbalului, că te știm. Te cunoaștem, cunoaștem pe Stochiță cine este. Ce știe el să facă și ce a făcut el în viața lui. Până la urmă, stăpânul fotbalului pe Stochiță. Dacă vrei pe Stochiță, fotbal. Păi exact ca Stochiță. Exact ce fotbalist Stochiță a fost el, așa este acum echipa națională. Nu? Sau ce a condus, mă, Stochiță ăsta, el? Și comandant a fost el? De comandă el tot acum. El tot suprem, el poți antenori, el pune, el putare, este el putare, el șef de comisie tehnică, el Stochiță. Măi, Stochiță, de unde mă, că te știm, de unde ești atât de inteligent, mă, de șef de faci cu comisie tehnică? Băi, să mă ierte, că dacă nu era situația, n-am treabă, băia bun. Atât. Dar la fotbal? Păi atunci luăm băieți bun, de pe stradă, bune la fotbal, comand de fotbal. Păi da, mă, da, cunosc băieți bun, mulți. Pe stradă, pune la fotbal, că-s băieți bun. Nu? Că spunea cineva că ne-e frică. Nu mă e frică, uite, zic, ce se poate să facă? Ce se poate să facă? Dacă nu spune nimeni, pe asta vrei să nu spune nimeni, și după aia, mai departe. Măcar le-am sunat de la nu, măcar poate de ce? Poate că audă nevestelelor, copiilor, băieților, fraților, aloia, de la JF-ul, MJF-ul, după ce-i cincibicare, chiar așa tu ești clar, mă, chiar așa tu votezi pe trei mingi, mă, mă, chiar așa tu votezi că-ți dă tricou, mă, tu votezi că-ți dă chilos, mă, și poate îți deșteaptă și mintea lor, puțin, stai, mă, puțin, că puțin, mă ceartă băiatul, mă ceartă fata, că de ce să fiu sclav? Ce să facem, tată? Dar nu mai vrea nicio, că am și eu 64 de ani, cât să mă războiesc, că nu mai, că așa vedeți, că mai... V-am văzut afară, zic, hai mă, să intrăm puțin în război. Și am intrat puțin în război, ce să fac? Mai e nu strică câte puțin în război. Chiar că nu v-am mai văzut, doamne. Hai, Domnul să vă ajute. Doamne. Hai. Doamne. Sănătate. O poză? Doamne, facem poză, dar trebuie să mă pun să mă ridic cu asta. Ca să stau așa eu, ca să pot să fac eu cu el. Înțelegi?